Hei, amiguito! Amiguito, strigă oamenii după mine ca să fac, să mai fac clipuri. Uite așa. Mai facem clipuri? V-a arătat o femeluță. Asta. În mână nu v-am mai arătat-o, numai pe aici pe jos. Bujuteria asta micuță, un pumn de porumbel, un pumn, vedeți cam cât e mâna mea pe aia. Și micuță față de ceilalți ai mei, mă refer. Și asta are și o culoare interesantă la ochi, o finuță. Asta mă pun și o pun acum cu gorghierul ăla gușat tare. Stai un 75, cu gălățean. Gălățean și mai multe amestecături de gușat spaniol. Asta o pun acum aici pe boxă și mă duc să aduc gorghierul. La gorghierul i-am luat femeia cu care era, cu care s-o împerecheat el la Landala pe acolo. Și așa o să rămână tot anul ăsta, ca să scot din ei gușați. Gușați mititei și frumoși și zburători, dacă se poate. Dacă se poate. Dacă nu, numai să fie mititei și frumoși. Gunoaie, cum zice moșul? Să scoatem gunoaie, că asta ne pricepe, scoatem gunoaie. Uite ce frumusețe de femeie. Și blândă, că stă la mine mână, fără să se zbată, fără să nimic. Ce frumusețe. No. Vă filmez imediat și celelalte perechi pe care le-am făcut. Dar deocamdată numai pe ea și... Da, vă filmez și pe ea și pe gorghierul mai imediat, după ce le aduc și pe ea. Hai, amiguito. Atâtica. Uite că a venit Ferrari. La Ferrari i-am dat drum afară cu femeia un pic. L-am reîmperecheat și pe el cu altă porumbiță din aia, din pluma loca, din aia cu cioc scurt. Ca să scoatem, bineînțeles, cum v-am zis, gunoaie mai departe. Dar ia-s gunoaiele noastre. Adică ne plac. Mie așa îmi plac. La moș așa îi place, cum îi place lui. Bine că el dă discuția în derizoriu cu guțanii lui, cu alea, o dă la Caterinca, maximă, nu toată lumea o înțelege. Bine, prunci ăștia, prunci, care vă știți că sunteți prunci, nu tăți înțelegeți că moșul de fapt face mișto când își face porumbeii singur gunoaie. L-am dat de gol acum. No. Mă duc după gurghierul, nu pot să filmez în timp ce îl prind, dar încercăm, hai că încercăm, mă duc. El deja și-a luat altă femelă. I-am luat-o de câteva zile. El deja și-o tras altă femelă. O neroasă neagră. Acolo sus, cred că, dar nu se vede. Ar putea să vede, nu cred că vedeți până acolo. În fine, nu contează. Pun telefonul aici. Până mă duc și-l prind. Gorgheruțo, e salta. Ce aveți, mă? Hai, am zburat acet un pic. Aici cu ocazia asta vă mai arăt ceva, vă arăt un pui la care trebuie să-i punem nume. Ceva de sărbători, ceva. Linui lin, lerui ler. Ăsta a ieșit cam de sărbătorile de Crăciun. Moare cam o lună. Ăsta. Gușar. Metis. De zbor. Ăla mi l-a crescut o pereche de neroș. Jumătate din timp. Jumătate l-a crescut măsa cu tasul. Și jumătate o pereche de neroș. Na, ăsta e gorghierul. Mă duc și-l pun acum cu femeia aia. Ăsta are guș. Deci ăsta e gușat. E cel mai gușat porumbel pe care l-am. Bine, ușa nu se observă numai când o bălângă în ele, când începe el să cânte. Ăsta nu zboară. Am văzut pe la prieteni din Spania așa ceva la zbor. Da, totuși, am văzut, zburând, nu s-o convins că sunt exact aia de expoziție, că nu-s combinați cu altceva pentru a fi îmbunătățiți la calitățile de zbor.